o continuitate în ceea ce face la Lugoj și cei care au Facebook sau mail primesc de la adeseori invitații la spectacole absolut extraordinare cu cei mai buni folkiști din țară. E foarte important ce face. Dacă în fiecare oraș ar fi, în zona asta ar fi un om ca el, e și un foarte bun organizator, lucrurile s-ar schimba mult. Folkul este aproape de poezie. Pentru că avem și o lansare de carte. Îi rog să vină pe scenă. Am început cu cei care vin mai de departe. Știți cum e? Cei de aici ies pe ușă și se duc și se culcă. Cei care sunt ca ei, care fac 200 și de kilometri, mai au de făcut un drum lung până acasă. Vă rog frumos să veniți. În Timișoara nu prea există decât ora lui Cornel Ungureanu vinerea. Vă rog să poftiți, să luați loc. Trei pintirie. Victor Cerveceanu, Tipul Montescu. Unde este tovarășul Cernă Jerca? Este invitat în scenă, vă rugăm să-i transmiteți. A uitat ceva. Aia înseamnă păline. E regulă. Vă rog frumos să luați-o. Deci, cum spuneam, în Timișoara este ora lui Cornel Ungureanu. Și mai este un cenaclu la Casa de Cultură a orașului. Tot folclorizată și ea. Unde așa firav funcționează o dată pe lună. Mai recită, mai fac medalioane și mai lansează cărți. Odată sunt 20, odată se adună chiar și 100. Depinde cum, după cum, câți prieteni ai, după câți oameni te cunosc și așa mai departe. Mai sunt, dar undeva mai palide, mai spate. Eu vorbesc de lucrurile reprezentative, pentru că totuși un cenaclu trebuie să aibă acolo în spate, măcar din 5-6 condeieri, serioși, profunzi. Încercăm să facem un cenaclu acum aici? Hai să încercăm. Primul ar fi Traian Pintilie. Pe Traian Pintilie îl cunosc mai de mult timp. I-am citit de-a lungul timpului prin reviste ceea ce a scris. Îmi mai trimitea câte o carte din când în când. Ca editor nu am colaborat cu el, dar am citit. Vreau să vă spun că nu este un poet greu de deslușit. Scrie în dulce revers clasic și este mai mult atent la mesajul poetic și la metaforă și la rimă decât la agresivități sau mai știu eu ce, pentru că acum se practică. Simt că cei care scriu în dulcele stil clasic sunt cumva împinși în lateral. Și lucrul ăsta e destul de grav, pentru că poezia nu trebuie judecată după formă. E foarte important să o judeci după mesajul, după încărcătura pe care o transmite. Traian Pintilie a scos volumul Melancolie la editura Hestia, o editură serioasă. Și citindu-i volumul, m-am simțit ca în filmul acela, Fahrenheit 471, care cărțile erau arse pentru că transmiteau lucruri triste. Venea poliția cu pompieri și dacă erai părât că ai o carte în casă, te arestau și ți-o luau și ți-o îi dădeau foc. Este un om sensibil și de o profunzime aparte. Dar o să vă recite el din poezia lui. Încerc să-l țin eu. Nu părea. Pulpoaică m-a încolțit aseară, nu părea a fi sălbatică,
nu părea deloc. Mi se împrăcise vicleam ca o vulpe polară în jurul gâtului și apoi de mijloc. Dinții lui avea frumoși și albiți ca de lapte, nu părea că ar vrea să mă muște. Se ascundea de-acum în molatice șoapte și ochiul meu nu putea să o împuște. Se ghemuise în mine, mi se lipise de trup, m-a ales cu dinții și sălbăticit. Mă sfâșia încet, încet cu patim de lup și pentru un timp se făcea ca murit. Inima mea, mult rotundă și în visare, îmi încorda precum pe o harpă tendoanele și nu mai aveam, nicio scăpare, mă mai țineau în viață numai vocalele, le și văd, aduceau cu sâng plămânilor mei aer, un fel de aer cu gust și miros de adânc, respiram muripund între geamăt și vaier de-acum și, eu nu mai sfârșeam să mă frâng. Mi se părea că sunt târât fără încetare peste o aprinsă pulbere în rostogolire. Întunericul odăi se făcuse de altă culoare și eu tot mai subțire, tot mai subțire. Bate aripa timpului. Câine șchiopând se întoarce gândul dintr-un timp ce era numai răni, prin dinții lui albi șuieră vântul și latră spre întunericul din căni. Prietenii tac de-o parte și alta a mesei până s-aude scrâșnetul dinților, o lacrimă udă palma prințesei și eu, ce departe-s de ochii părinților. Răpitoare vârtejuri rotesc adevărul și în țeastă bate aripa timpului, o dată și o dată îmi va sparge umărul inima asta sortită Olimpului. O, cum și-amintește gingia mea laptele și somnul dormit pe țâțele mamei când se făceau muzică șaptele alunecate pe dunga maramei. În copăi de aur mă legărau zorile la șolduri încins cu cojițe de tei, prevestitor dănțuiau ursitorile de dragul risipei anilor mei. Străpuns de gheara zodiei racului, atâtea neliniște în mine au bătut că mi-e trupul plin de roșul macului, scuturat peste rănile ce m-au durut. Năuc sunt de toate și parcă-i târziu și un claun tot râde de dându meu col, privesc înăuntru și mi-e teamă să știu cât din mine vuiește acol. Vă mai citesc una. De pe umerii tăi s-aruncă în gol vara, în prăpastia toamnei ce va veni și vai, cum îți țipă prin șolduri vioara un fel de cântec de fie ce-o fi. În cioburi tăioase apoi se sparge fereastra de liniști.